Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește Sechei guiaș cu varză dulce. Deci, varză cu carne de porc. Așa vine tradus pe românește. La noi, la unguri, se spune Sechei guiaș cu varză. Acum, haideți să vă arăt ingredientele. Dragii mei, o să avem nevoie de următoarele ingrediente. Nu foarte multe, dar suficiente. Ne trebuie o varză micuță. Aici eu am 1 kg de carne de porc. Aici am 3 ceapă mov și am vreo 3 ardei. Am 2 ardei roșii și una galbenă. Aici am foi de dafin și jumătate de roșie. Am mărar uscat, că n-am proaspăt, dar e bun și uscat. Boia, piper și sare. De asta o să avem nevoie să facem o varză bună cu carne de porc, care se numește pe ungurește seikai guiaș. Și acum, haideți, dragilor, să tăiem carnea și ce mai avem de tocat. Că avem de tocat varza, carnea și legumele. Asta nu durează mult, imediat le facem și, bineînțeles, le punem la fier. Să știți că e o mâncare foarte, foarte... Eu am aici carne de porc, am spălat-o foarte, foarte bine. E carne din asta de lucru. Și mai mărunt, și mai mari, uitați, așa, un pic de grăsime, că trebuie, că dacă n-are grăsime, să știți că varza nu iese cum trebuie să iasă. Avem bucăți mai mici, bucăți mai mare și acum le scoatem, că eu le-am spălat, o să le mai spăl într-o apă, că trebuie și să le tai. Așa, deci asta rămâne, vedeți, uitați, asta deja e mărunțit, e măruntă. O mai tăiem pe asta. Dar eu nu le tai bucăți foarte mici, eu le tai bucăți mari. Că mie așa îmi place ca în varza să găsești carne. Uitați, așa le tăiem. Și asta, așa în lung. Foarte groasă și trebuie să dai un pic mai subțire. Așa. Vă spun și eu bună ziua, dragii noștri urmăritori. Și acum să vă arăt ceva. Aici am 2 bucăți de carne. Să o las că din asta 2 bucăți, că aici am avut 1,2 kg. Din asta 2 bucăți eu mai fac o dată mâncare. Și acum ce facem cu carnea asta? Bineînțeles, eu vreau să o tai așa. Că nu, uitați așa, vedeți? Am crăstat-o să fie o felie mare și asta tot așa la fel. Trebuie să am grijă. Ați văzut că folosesc cuțitul nou? Că m-a spus că ce, am cumpărat cuțit ca să pun în vitrină, să pun la... Nu, dragi, folosesc, dar nu vreau să o las afară, să o folosesc non-stop, fiindcă vreau să am un lucru foarte bun și să nu... Stric. Și acum ce vreau să vă arăt aici? Eu totdeauna eu am carne în frigider, gata, pus, condimentat, pregătit pentru gătit. Eu totdeauna așa le pun carnea în frigider, fac porții, le condimentez, le aranjez tot și le pun într-o pungă unde știu eu că aici am numai carne, ce carne am și bineînțeles când o scot, o dezgheț și numai, uitați, luăm sare, dăm peste ea cu sare și pe o parte și pe
aia la altă. O să dăm imediat numai să condimentez bine, bine, bine. Uitați, punem și piper, așa, peste tot. Și acum întoarcem pe partea asta la altă. Dacă tot lucru pe tocător, până nu o spăl, să fie făcut și asta treabă. Că zilele astea, acum nu o să mai îngheț, o să le las în frigider. Deci e foarte bine dat cu sare, piper și eu o să pun și un pic ca să intră în ea, să marineze, să aibă un gust, înțelegeți? Punem un pic, nu mult, așa, un pic de mărar uscat, punem și boia. Hai să nu mai bag, eu am aici o linguriță și să fie treabă. Uitați, o punem așa și o să iau o farfurie și o să pun în frigider. Dragii mei, cum bine ați văzut, eu am condimentat aia două bucăți de carne, am pus-o în frigider, aia o să le folosesc mâine la mâncare, o să fac ceva din ea. Aici, cât am carne, am vreo 800 de grame, nouă ne ajunge. Ei tăiat bucăți așa, ați văzut, bucăți mai mari așa. O să le mai spăl încă o dată, am spălat din 3 apă, ca să știți. Și acum am spălat tocătorul, bineînțeles, și ne punem și tocăm ceapa și ardeii. La prima dată ardeii, că sunt mai mulți. Uitați câți ardei am. La varza asta se folosește foarte mult ardei. Vai, ce tai cuțitul. Credeți-mă, zici că e lamă. Nu așa. Deci asta chiar o meritat banii, credeți-mă, nu vă mint. Deci nici nu trebuie să mă apăs singură taie. Mi-e frică cu ea, să știți că ieri m-am tăiat la mână cu ea, nu vă mint. Nu știu cum, dar m-am tăiat la mână, dar m-am tăiat bine. Pe degetul mare m-am tăiat. Și mi-e frică cu ea să lucru, să trebuie să lucru foarte încet, să fiu atent, să nu mă tai. Și dărăbuim așa ardeii, așa, cubulețe, nu foarte, foarte mărunt, dar nici să lăsăm foarte mari. Așa, coțcă. Voi o tăiați cum vreți. Dacă vreți mai mari, tăiați-o mai mari. Dacă mai mici, mai mici. Coțcă înseamnă după pătrățele. Da. După preferință, dragii mei, nu e o regulă, nu e fiecare cum dorește. Deci nu există o regulă. Adică nu-i nimic bătut în cuie, orice se poate schimba. Oh, da, mult ardei. Da, am ardei, că am cumpărat ieri ardei și acum am ardei și folosesc. Eu când am folosesc mult, când am folosesc puțin, să știți. Da, adevărul că la gulașul ăsta unguresc, secretul, îi, vă spun sincer, nu vă mint, secretul e boiaua și ardei. Deci ăsta dă tot gustul, credeți-mă, și culoarea. Deci fără ăsta nu-i gulaș. Ori mă credeți, ori nu. Acum gulaș se numește sau secui din ăla? Secai gulaș, așa se să spune. Da. Că e cu varză, nu-i cu carne, cu găluște, nu-i cu... Se poate face, auzi Mihai? Deci, mai multe feluri. Da, iubitul meu. Deci ăsta e un o mâncare care se face în feluri. Deci fiecare întrepetrează cum vrea, deci o face în ce... Nu există, adică este tradiționalul cuiaș, ce face ungurii, deci aia e rețeta lor originală cu carne de vită și cu găluște de făină, deci aia e originalul gulaș, deci ăla.
Dar rest, sunt repetat în zeci de rețete care tot așa le zice. De ce înseamnă gulaș? Uite, eu am 30 de gulaș înseamnă un fel de... Da, un fel de mâncare de tocană, așa, cum e la noi tocana, cum e la, zice la români, tocană de cartof, tocană de cârnaș, tocană de, eu știu ce, înțelegi? E la guiaș. Exact. Da. Normal, guiaș sau gulaș? Gulaș. Gulaș. Da. Așa se spune pe ungurește? De, da. Eu acum încep să învăț. Da, până acum nu învățam, Mihai. Am dormit. Da, exact. Și acum, uitați, punem ardei către vă pus în bol. Da, eu te spuneam, învață-mă, fetele, mă, maghiara. Nu învățam maghiara. Dar cu cine să învăț, Mihai? Cu cine? Cu ele, că eu nu vorbeam cu nimeni. Aici n-aveam cu cine să vorbesc. Înțelege, și atunci, tu să vorbesc? Știe. De una singură? Cu fetele. Păi fetele nu înțelegeau și atunci... Miriam, bă, dar îi spui, Agia nu știu ce e, sau cum, era idee, sau... Îi spui, ce înseamnă, ea te întreabă, ce vrei, mamă, să vii în coază, ceva, să-i explici. Și așa învață... Deci ardei, după cum vedeți, le-am tăiat, deci avem 3 ardei mari, 2 roșii și una albă, am tăiat aici. Și acum, cum v-am arătat, avem 3 cepuțe, 2 mai mici, una mai mare. Ca așa am avut, ca să tăiem asta jos. Ceapă mai mică, ceapă mai mare, mai de cepuțe. Nu le place la unii dintre urmăritorii noștri. De ce nu le place? Păi tu ți-o scris, că să nu mai spui. Da? Nu știu, n-am văzut. Da, ți-o scris, cineva. A, pe dragii mei, prea mult îmi băgați de vină, dar când e vorba să cresc, nu cresc. Stau la un ca. Nu fă așa, nu fă așa, nu fă pe dincolo, numai figuri și pretenții. Bine, pe eu sunt oamenii mei care timpul sunt lângă mine și mă susțin și îmi scriu numai frumos și le laud. Ăștia pe... trebuie să le facem, să fim cu ele, spune cineva. Ăștia 100, 200 cât îs. Ăștia, lasă-i pe el alți, treaba lor. Da, păi eu ia scriu că ăștia care sunt oamenii mei, deci... Oamenii buni care înțelege și știe ce greu e să gătești pe căldura asta, să fii și bolnavă și să gătești și... Da, problemă. Da, ceapa, mov, ce frumoasă e. Imediat suntem cu a ta, dragii mei, de vă țin foarte mult la tocat, că n-avem mult, am gătat deja, nu mai avem decât, uitați... Asta ce am aici pe masă și varza și suntem gata. Rest, floare la ureche, că nu mă punem la fier și fierbe. Și nu vă țin eu cât fierbe, vă arăt că am pus la fier și când e gata și în 5 minute aveți rețetă. Niciodată nu v-am ținut ore în șir să vă arăt și să vă zăpăcesc la cap. Scopul meu a fost totdeauna să vă arăt, să vă prezint mâncare ușoară, ieftină și rapidă. Știți foarte bine, eu niciodată nu v-am bătut joc, nu v-am arătat ce fac, cum fac. Eu totdeauna scurt și la obiect. Deci eu nu v-am ținut ore în șir să vă arăt cai pe pereți. Bine, acum... Și de aia tot... Să știți că nu prea am urmăritor. Am mâncat 2 maxim. Orice mâncare v-aș vă arăta, aș face mai mult de un ca, nu 2, nu cresc. Să știți. Asta e zeamă ce face, dar eu am pe suflet ăla cu ariciorul Miriam. Mă l-a arătat super. Doamne, iartă-mă că poate concura prezentarea cu marii cofetari.
Și la aia chiar că mă așteptam să aibă vreo 10 camăgari, da? Și săraca Miriam, am tare supărat. Și așa frumos a arătat tati și... Asta, băi. Mergem înainte. Nu le place la... Cu bunul Dumnezeu, da. Și cu voi, dragilor. Asta e, cum e. N-avem ce face. Ce să vă spun, nu mai spun nimic, că nu vreau să vă supăr, nici eu nu vreau să mă supăr, să mă năcăjesc. La, o lăsăm așa cu mâie și asta este, n-avem ce face. Așa că, dragii mei, acum o să mai am de tocat decât roșia asta și varza, de asta le toc la urmă, că trebuie să pun ceapa, ardei și carnea la foc. Trebuie să fiarbă și după aia punem varza, după ce carnea fierbe, o să toc varza și punem varza. Și am uitat să o să mai scot să punem un pic de chimen. Deci chimenul nu trebuie să lipsească din mâncarea asta. Am uitat să o scot pe masă, dar nicio problemă că până punem pe ea, vă arăt și chimenul. Dragii mei, am pus aici, uitați, o cratiță cu o lingură de ulei. Normal ar trebui untura, dar eu nu am untura acasă, așa că punem ulei. Și acum, bineînțeles, punem carne. Postul ulei, vreau fierbinte. Contact cu apa rece sau carnea mai rece. N-am spălat carnea, era udă și uleiul era cald, dar nicio problemă, așa trebuie să fie. Nu vă năcăjiți. Și a revenit problema. Lăsăm un pic carnea să se prăjească, că primește un gust mai bun dacă e prăjit. Bineînțeles, așa, să se facă în uleiul ăla. Și după ce s-a prăjit un pic carnea, nu mult, foarte puțin, atunci o să punem pe ea ceapa, ardei, boiaua, condimentele, tot pe rând, tot ce trebuie și un deget de apă. Ca să fiarbă foarte bine. Deci carnea asta și varza trebuie să fie foarte, foarte bine fiert. Uitați, vedeți? Eu le întorc așa și pe partea asta să se facă carnea un pic. Că are gust mai bun. Mai să întorc și pe asta. Este călească și carnea. Da. Vedeți că s-a schimbat culoarea, s-a albit. Și acum, uitați, carnea s-a prăjit, punem ceapa peste, ați văzut, am tăiat cu 3 ceapă mai micuță. Ce e mai micuță? Și amestecăm și cu ceapă, uitați ce fain arată ceapă mov și cu carnea. Lăsăm și cu asta un pic. Imediat. Am dus condimentele. Acum, uitați, punem și ardei, vedeți? Dar nu lăsăm să se prăjească, un pic să se moaie ceapa. Și trebuie și ardei, tot așa.
uitați ce culoare frumoasă are, vedeți? Cu ardei ăștia roșii, albi, toate culorile, mov. Vai, ce fain e. Galben. Cum e? Și acum, haideți să o condimentăm. V-am spus de la început că am uitat timenul. Dar uitați, ca să nu uit. Lasă, tati, că trebuie să se... Acum, dragii mei, noi condimentăm. Uitați, aici am o linguriță de chimen care punem peste, că ăsta e foarte important, să știți la gust. Punem o linguriță de chimen, o să punem una de sare, o linguriță de sare, jumate de piper, nu punem foarte mult piper, că nu vreau să fie foarte iute. Așa. Și acum vine ultimul ingredient care punem ei boiaua. Aici punem două lingurițe pentru culoare. Și pentru gust, dar și mai mult pentru culoare. Deci am condimentat, ați văzut, am pus. Și mai avem de pus foi de dafin imediat. Pun și foi de dafin imediat. Mă să o amestec un picuț. Deci am pus chimen, sare, piper, boia și punem și chimen. Chimen ai pus. Păi de da. Uitați. O vedeți? Am pus trei frunzulițe mici de chimen. Păi de da, păi de da. Păi de da. Și acum filmează mai sus, că nu se vede. Am mărar uscat, n-am mărar proaspăt, am uscat. Și punem și o linguriță de mărar uscat. Deci e foarte bine condimentat, dragii mei. Contează foarte mult să fie condimentat foarte, foarte bine. Că nu e o tocană din asta simplă, e ceva foarte bun, foarte sățios, foarte iubit de noi. Așa că la noi, în părțile noastre, se face foarte des și foarte delicios. Adevărul că normal se face cu varză acră, dar dacă nu avem varză acră, merge și cu varză dulce. Acum, dragii mei, uitați, punem atât apă, atât, nu mai mult, foarte puțin și vine varza și trebuie să scadă. Deci asta nu trebuie să fie cu zamă, înțelegeți? Asta tot o să fiarbă până scadă tătă zama asta ce am pus eu aici și rămâne ca un saft gros, ca o mâncare groasă. Și acum, bineînțeles, e condimentat, e pus tot ce trebuie. O să punem un capac și lăsăm la fiert. Uitați, aici e capacul și lăsăm la fiert să fiarbă de jumate. Și când s-o fiert, punem varza peste și mai lăsăm până să fierbe și varza. Deci trebuie să fiarbă mult, cam o oră. Și acum să tocăm varza. Și după cum am spus, dragii mei, tocana este la fiert. Am condimentat, am pus carnea, condimentele, tot. Acum fierbe. Noi, bineînțeles, între timp, uitați, avem aici o varză micuță, nu-i mare, foarte mică, dar trebuie să scoatem cotorul. Dar să știți că e foarte tare, foarte tare. Dar nu știu de ce e așa de tare. Să scot cotorul, că nu-mi place. Uitați, asta o punem aici. Și acum... Bineînțeles, o să le tai cu cuțitul. Știți că eu am rezălitoarea aia de la socră mea, care moștenire și mi place foarte mult. Dar de data asta acum nu mai o scot, că e la locul ei de cinste și nu mai vreau să scot pentru varza asta, că numai să o scot, să spăl, să pun la loc. Uitați că le tai și cu mâna și le punem în bol. Așa. Le tăiem foarte mici, subțiri, cât se poate. Acum se poate și mai bine. Cine poate să o taie mai bine, eu așa o tai, așa pot.
și tăiem toată varza. Și după ce am tăiat, o să pun peste tocămiță și las la fiert până, cum v-am spus, fierbe carnea. Carnea trebuie să se topească în gură ca untul și să scade toată apa. Atâta trebuie să fiarbă, să știți. Normal, mâncarea asta se face la ceaun, că se fierbe foarte, foarte, foarte mult, ca să știți. Dar acum, pe căldura asta, noi avem ceaun, dar nu fierbem afară, că n-avem pierd în cald. La când, la toamnă, la când o fi mai frig, atunci o să gătim afară. Ați văzut? Uitați ce fain să taie și cu cuțitul se poate tăia. Normal, orice se poate dacă vrei. Acum, cum putem, bineînțeles. Nu perfect, că asta este. Așa, am tăiat prea mult. Așa. Gata. Și nu mai avem mult, foarte puțin, imediat gătăm. Și am de tocat roșia aia, să știți că poate mai tai o roșie, că e puțină. Dar nu vreau să pun multe roșii, știți de ce? Că dacă pun roșii, mutarea imediat s-a crește. Și nu vreau. Pe căldura asta, credeți-mă, nu apucă să răcească mâncarea, să o punem în frigider, că deja se strică pe căldura asta. Nu. E foarte mare căldură și atunci trebuie să ții până se răcește și atunci eu tot timpul fac mai puțin ca să nu rămână și dacă rămâne, atunci tot timpul o pun în frigider. Nu știu cum mi se... Dar ajunge varza aia mare. Da, nu, tati asta... Mihaie, lasă salata acum, că mai mâncăm salată. Avem de roșii și ardei să facem salată. Să zici să las asta? Eu așa zic. Vrei tu să mânci salată? Da. Na, bine. Hai să nu zice lumea că mi-s rea. Trebuie atâta varză. Deci lăsați varza. Uitați, varza asta o las anume pentru Mihai. Uite că pică și frunzele când au auzit. Să fac salată la Mihai când vrea el. Bine, Mihai. Uite, ți-l las deoparte și... Îți fac ție salată când vrei tu să-mi spui că îți fac salată. Ați văzut cum ascult eu pe soțul meu? Da. Da. Deci sunt oameni perfecți. Bine, bine. Normal. Și el mă ascultă și eu ascult. Bineînțeles, mai avem și noi nervi, mai ridicăm tonul, mai... Foarte rar mai și ne certăm un pic, dar atât. Nu ne omorâm, nu ne batem, nu... Nimic ieșit din comun. Tot e normal. Atât ai tot. Deci ați văzut, am tocat tot, adică tot. Am lăsat un pic și varza asta mai lăsăm un pic să fiarbă, mai toc și lasă-mi ea, că mai vreau să toc roșia asta. Roșia. Mai avem jumătate de roșie, asta a fost o roșie foarte, foarte mare și o rămas acolo jumate în frigider, știți? Și bineînțeles, eu mai am roșii, nu-i numai asta, dar am zis că ajunge să pun numai asta peste, că nu vreau să fie prea cu roșii. Cu totuși că să pune roșii peste, dar eu nu vreau, că v-am spus din ce cauză nu vreau, că s-a crește foarte repede. O tăiem așa cuburi mărunt și asta normal să pune la final, exact la final.
Nu punem înainte, nu punem acum. Când e fiartă și carnea și varza, atunci, ultima dată, punem roșiile, mai lăsăm o 2-3 minute și verdeață punem, am usturoi, am uitat să vă spun, la final punem o linguriță de usturoi zdrobit. Eu am făcut mujdei de ieri și o să pun o linguriță de mujdei în loc de usturoi tocat. Că oricum usturoiul se pune la final pentru gust. Da. Usturoiul le pun odată cu roșiile, o să vă arăt când le pun. De-aia se pune la urmă, când e gata. Și cum v-am arătat, am tocat tot, am pus tot la foc. Acum nu rămâne decât să fiarbă și când s-o fiert, o să vinim cu prezentarea. Și bag aici în boluțul ăsta micuț, așa. Facem curățenie aici. Atât. Asta vine aruncat, spălat. Deci asta vine pus la urmă pe tocană. Punem varza, ultima dată roșia cu usturoiul și cu pătrunjelul. De asta când e fiert. Revenim. Uitați, dragii mei, vedeți ce fain să fierbe. Deja nu-i bine bine fiert, dar e mai bine de jumate fiert. Și acum, bineînțeles, vine varza să punem peste. Deci punem toată varza. E mult, dar nu ne facem problemă că asta scade. Acum o apăsăm așa. Nu amestecăm, numai apăsăm așa. Și punem capacul. Și lăsăm la fiert. Nu mai punem apă, nu mai punem nimic, absolut nimic. O lăsăm așa să fiarbă. Punem capacul și până nu-i gata, când e fiartă bine, bine, ultima dată v-am spus, punem roșiile și ce mai punem, usturoi și pătrunjel. Până atunci nu mai umblăm la ea. Gata. Uitați, așa arată varza noastră. Deci s-o fiert foarte bine, am pus și roșia peste ea, am mai lăsat vreo 5 minute, acum am oprit aragazul. Așa arată, vedeți, o scăzut, nu mai are zamă deloc, uitați, n-are zamă, nimic. S-o fiert carnea foarte bine, acum, bineînțeles, o să punem în farfurie și prezentăm, mâncăm. Luăm așa cărniță și... O să vă arăt la masă că pun în ea și pătrunjel. Așa. Așa arată. Se că e gulaș. Este gata. Da, asta este. Veniți cu noi la masă. Farza noastră este foarte, foarte gustoasă, foarte delicioasă, așa arată. Încercați și voi. Deci durează să fiarbă mai mult decât să o pregătești. Deci secretul este să fiarbă foarte, foarte bine, la foc încet și să puneți foarte mult ardei și boia. Deci asta este mâncărica noastră de astăzi. Noi vă dorim poftă bună și vă spunem la revedere! La revedere! Veniți cu noi la masă!